Grupul catehetic al parohiei Buna Vestire din municipiul Constanța a câștigat locul întâi în Arhiepiscopia Tomisului la concursul național catehetic Biserica Familia Românilor de Pretutindeni. Câștigătorii au fost premiați ieri de înalt preasfințitul Părinte Teodosie. Mulțumim Patriarhiei Române, prefericitorii Părinte Patriar Daniel, care a organizat acest concurs atât de frumos și dătător de bucurii și de speranțe pentru viitor, pentru că orice concurs care implică copii și tinerii ne dă mari speranțe că vom avea din ce în ce mai frumoase realizări și raze de lumină, de bucurie și de credință în viața noastră creștină. Să țineți mai departe această frumoasă lumină care va străluci din ce în ce mai mult, pentru că este lumina credinței și lumina dragostei în care Dumnezeu ne dă nădejde să fim mai implicați în viața personală, dar și în viața seminilor noștri. Fără să avem această conștiință de comunitate, nu vom avea realizări de plin în viața noastră. Copiii parohiei Bunavestire din Constanța au realizat activitățile din cadrul concursului în colaborare cu parohia Sfânta Maria din New York, Statele Unite ale Americii.